Salutare și bine ați venit la un nou episod de pe canal. În acest episod, băieți, știți ce o să facem noi astăzi? Ei bine, după cum vedeți, sunt în Toyota și nu sunt în niciun tractor, deci în episodul ăsta nu o să facem nimic legat de agricultură cu tractoare. Deci tot agricultură este ce o să fac eu aici, dar nu e cu tractoare, nu? Adică, da. Mai exact, hai să nu vă mai mint atâta, mergem să luăm un produs. Să luăm un utilaj, să luăm o remorcă, să luăm ce vreți voi să numiți. Mai exact, am cumpărat, băieți, știți ce? Ați văzut în titlu și în poză. Deci da, am cumpărat o stupină după OLX și acum mergem la om. Deci am avut eu norocul ăsta, am avut eu norocul ăsta că s-a nimerit stupina fix în satul vecin. Deci fix în satul vecin este stupina și în momentul ăsta, băieți, mergem să o luăm și după ce o luăm, mergem cu stupina direct la pădure să punem albinele în funcțiune acolo și o să fac eu, o să văd cum o să fac, să angajez un om care o să stea în permanență acolo, că nu știu, deci chiar vreau să știu și eu, voi ce părere ați avea, adică un om care să stea acolo toată ziua, toată ziua, toată ziua, nu. Dar periodic, să stea o zi acasă, una să se ducă acolo, să vadă despre ce e vorba sau și mai rar și mai des, nu știu. Dar oricum un om care se ocupă de albine, deci un apicultor, cred că se numește omul ăla, da, așa cred, bun. Și acum băieți, mergem să luăm remorcuța. Remorcuța este o remorcă, adică... Asta este treaba, că după ce am văzut în poză, avea vreo 2 metri, mai bine de 2 metri înălțime, deci mai bine de 2 metri înălțime, ce 2 metri? 2 metri are o ușă, da, o remorcă, deci era, după cum am văzut-o în poză, că era destul de mare. Oricum, o să o văd și eu mai mult, o să văd, o să vorbesc cu om, o să vorbesc ce faci, cum ești, cum e asta, mai multe detalii, dar... Oricum o să mergem acum după ce o luăm direct la pădure, deci direct la pădure. Deja am găsit eu un loc acolo, că am fost ieri și am căutat. Deci ieri, dacă n-am postat episod ieri, asta nu înseamnă că am stat degeaba, nu? Eu așa cred. Bun. Bă, băieți, pe unde m-a spus că este pe aici, fix la ieșire din sat. Pe aici. Da, uitat. Mamă, dar cât este. Asta este, băieți. Asta este, fa, ce e acolo, frații mei? Hai să băgăm și noi mașina aici și să dau o oprire. Gata. Mamă. Neaiulică! Băi, Neaiulică, bă! Unde e mă ăsta? Băi, băi, hai că-l sun, că văd că n-aude. Neaiulică! Bine, bine, hai că aștept. Cam asta este remorca, bă, băieți. Deci... Se aud albinele, auziți? Hai că o să tac. Se aud albinele în stup. Avem aici o scăriță care este cam lipită de pământ. Da, și nu știu cum o să putem să o ridicăm sau nu știu dacă o să putem. Deci așa arată, băieți. Acolo deschidem ușa, intrăm la stup, dar acum nu mai mă apuc că încă nici nu mi-a dus cheia aici în spate. Așa, ce scrie pe aici? Informații, da, informații despre, nu știu ce, deci omul ăsta a lucrat înainte, sau mai bine spus, la ce nu o fi lucrat, a fost de toate, a fost polițist, a fost tractorist, ca mine, fermier, și acum s-a mutat, deci aici nu e casa lui, deci este casa lui asta, doar că nu mai locuiește aici, așa că a venit aici cât timp să iau eu remorca. Deci cam asta este, băieți, remorcuța noastră, destul de mare, cu stupi și nu sunt doar aia stupi, mai sunt și în interior stupi, așa, remorcuță, uitați, este înscrisă în Polonia, deci da, bă, e înscrisă în Polonia, ce ai, bă? Dar oricum o să stea mai mult la pădure, deci nu cred că o să trebuiască să mai înscriem pe România la noi aici, dar cine știe, o să văd eu cum fac, așa. Deci aici avem o cutiuță cu scule, cu patente, cu ciocane, cu tot ce trebuie. Adică și pentru albine, bineînțeles, scule pentru albine, pentru a lua
miera de pe fag și așa mai departe, da. Deci, cam asta este remorca, bă, băieți, e cât e de mare în comparație cu mașina. Deci mașina o să vină cam până aici. Deci cam până aici o să vină mașina, olo, olo. Deci asta trebuia să iau cu tractorul, dar nu mai veneam acum cu tractorul să iau o remorcuță. Bun, și după o să mergem din la pădure, o să vedeți locul acolo. Oh, hai că iasă. Bine, Iulica, hai, gata. Da, băieți, hai să o luăm, hai să o luăm, că nici n-am terminat de spus ce aveam de spus, nu mai știu despre ce vorbeam. Așa, hai să dau o pornire la Toyotanul nostru, Hilux. Gata, foarte bine, a luat-o din prima cheie. Bun, deci o să mă dau frumos cu spatele aici. Și hai să mă dau cu spatele. Așa. Și o să luăm, băieți, remorcuța direct, bă, dar mergem acum direct la pădure. Deci direct la pădure, hop, 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 gata. Hai că e suficient, băieți. Hai să o cuplez eu aici remorcuța noastră. Haide, bă, hai sus, opa, gata. S-a rezolvat problema, băieți. Bun, haide să facem și o poză, bineînțeles. Fix poză să nu facem noi aici. Bun, dar nu e unghiu, e negru acolo și nu se vede bine. Hai să o scoatem afară. Deci așa arată, mamă, dar parcă e vagon de tren. Serios, parcă este vagon de tren, doar uitați cât e de mare în comparație cu mașina. Deci încă o mașină peste mașina asta. Deci cam așa stă treaba, băieți, e remorcă mare. Și să mai, fără glume, serios, chiar e remorcă mare. Așa. Bine, Dene, hai, papa. Papa, papa, i-am dat banii, i-am dat tot ce a trebuit. Adică banii i-am dat deja de pe card. Așa, hop, ușurel aici. Ușurelus aici. Bun, hai să mai oprim, să mai facem și noi o poză. Uite, mai degrabă în part. Nu e unghiul bun pentru poză. Așa, uite așa, uite așa, băieți. Facem o poză. Gata. Și la stupină. Așa. Foarte bine, foarte bine. Bun, acum mergem direct la pădure. Deci mergem direct la pădure ca să vedeți acolo poziția unde o să stea de acum înainte remorcuța asta. Bun, deci o să merg cu 40 la oră așa. Plus că avem albinele aici. Bă, că tac acum, deci sunt albine deștepte în timp ce merg cu mașina. Fac liniște, că ascultă și ele la drum acolo, la asfalt, la tot, ce se mai aude, de sunt albine deștepte. Așa, în spate, băieți, e totul în regulă acolo în spate, da, mă orientez de pe oglindă, deci e totul bine, băieți, în spate. Așa, ia uitați cât are morcuța de mare, așa, dar cred că nu o să mai fie nevoie, adică până la urmă, hai bă, totuși, mergem acum să luăm... om special pentru așa ceva și eu mă pricep cât de cât. Deci ce trebuie să fac? Să mai schimb mierea, să o iau de pe... să iau mierea și atât. Adică cam atât, altceva nu știu ce aș mai putea să mai fac. Apă în pădure, că până la urmă în pădure mergem noi. În pădure acolo este aproape de terenul nostru. Deci este, nu ca aproape, chiar e lângă terenul nostru. Și am ales poziția aia că la pădure e răcoare, sunt câmpuri pe acolo prin zonă, deci sunt câmpuri prin zonă, ușor, 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 așa, și au apă, deci acolo avem, este un, o băltoacă, un iaz de apă, și este tot ce le place la albine, deci tot ce le place e liniște, e liniște, e tot ce le place, așa băieți, deci... Acum o să trebuiască, hai că mai avem ceva de mers. Bun, și o să iau aici la dreapta. Uitați aici, hai salut, salut, bă, dar toată lumea aici. Așa, hai băi să o luăm aici la dreapta, către pădure, deci o luăm către pădure. Foarte bine, mamă, dar câta valea ușor aici, bă, dar scara aia, ce facem scara aia în spate acolo? Așa, e bine, am luat-o. Așa, bă, băieți, bun. Deci haide să mai continuăm și noi că ne-am oprit. Așa. Bun. Foarte bine, băieți. Foarte, foarte bine. Așa. Deci acum o să trebuiască să urcăm dealul ăsta. O să-l urcăm destul de greuț, zic eu. Aha, că nu. Pentru Toyota noastră, ia uitați ce patinează roata din fața acolo. Deci pentru Toyota noastră
Nu este nicio problemă, deci nu este nicio problemă, plus că ce este în spate acolo este, nu e o greutate chiar atât de mare, așa, deci hai să vă arăt aici că am ajuns, deci ușor aici să nu ne răsturnăm. Asta este terenul meu, e stropit, e stropit până la urmă, că încă nu am ajuns să-l treierăm, n-am ajuns să-l semânăm, așa. Deci hai băi să mai facem o poză ca aici, fix la pădure să nu facem noi poze. Așa, uitați așa, uitați așa. Gata și asta. Bun. Stupina, ia uitați stupina, foarte din lemn e stupina, e făcută acasă, nu e cumpărată. Ce e cumpărat sunt doar roțile și cu drevele ăștia care mai sunt pe aici. Dar rest e făcut acasă, că până la urmă e lemn, deci e lemn. Așa. Deci băieți, unde eram ăla? Mergem mai în față un pic. Deci mergem mai în față un pic. Of, hai să ocolez băltoaca asta, că totuși vreau să mă murdăresc acum. Stai un pic, pe unde era? Pardon, probleme, pe aici. Da, aici. Aici sau mai în față, ia mai în față. Mai în față, eu am luat loc, m-am gândit că pe aici. Dar cred că mai aici. Ba nu, nici aici. Stați-mă un pic. Stați pe aici, pe undeva pe aici. Prin drumurile ăștia, pe unde e băltoaca. Care, aha. Gata, înțeleg. Unde este băltoaca, merge mai în față. Da, hai că nu o să mai merg până acolo. O să merg direct cu mașina. Deci da, unde este balta, unde este apa aia. Pe acolo, prin zona aia. Bun. Deci merge mai în față, nu știu cum am uitat, deci chiar nu știu cum am uitat, dar unde este băltoaca, ia uitați aici câta băltoacă, ce băltoacă bă, este un lac, ia uitați, deci e un lac frumos, un lac mare și uitați cât e de adânc, adică nu că ar fi adânc, doar că dealul ăsta așa, că și dacă cazi cu mașina te duci, tată, te duci de mănâncă rechinii, așa, deci pe aici, aici, asta era... localitatea, asta era punctul. Bun. Pe aici, băieți, și am ajuns. Uitați aici. Ăsta este locul. O să punem noi la umbră aici. Bun. Sau la soare? Nu, o pune la umbră, că așa e normal, că albina pleacă. Albina pleacă, nu stă la umbră. Așa. Și cam ăsta este locul, băieți. Pădure, plopi, duzi, cireși, corcoduși, de toate. Aia, aș fi vrut eu, dar nu sunt. Așa. Și ăsta este locul, deci uitați cât e de lung. Aș putea să pe aici, că e locul mai mare pe aici. Cred că îl punem pe aici. Și dacă este o să mai scot stupii din interior de acolo. Să-l las aici. Hai că-l dau mai în față un pic. Ca să am și eu un loc să mă întorc cu mașina, cu remorca, nu doar cu mașina. Așa, băieți, o să-l punem, uitați, aici lângă pom, la umbră. La umbră, hop, gata. Deci, așa, băieți. Bun. Cam ăsta este locul final. Așa, ați văzut, apa este aproape aici. Deci, e aproape, albinele se duc și pot să bea apă. Terenurile sunt aici, uitați, secară, grâu, rapiță, de toate, deci tot ce le priește. Treaba că am pus albinele aici mă face să pun pe câmpul ăla niște floarea soarelui. Deci albinele sunt înnebunite după floarea soarelui, mai ales după rapiță. Dar rapiță, nu am pus anul ăsta rapiță, dar asta e treaba, nu am pus rapiță. Dar asta este, băieți. Păi până atunci... Hai să dau aici o decuplare. Hop, dau o decuplare aici. Gata. Gata, băieți, hai să pun scara și revin. Hop, așa, gata, bă, băieți, am pus aici scara. Și am deschis ușile la albine. Ia uitați-le, bă. Ia. Se văd așa când e mai întuneric. Ia uitați-le. Bun. Foarte bine. Ia uitați cum zboară. Gata, se duc unde au nevoie. Așa, și în partea asta sunt. Ia uitați-le și aici. Bun. Bun. Foarte bine, bă, băieți. Foarte bine, cam așa este. Ăsta este, o să fie locul la stupină. Și cine știe, deci dacă vreți,
Mai cumpărăm. Deci mai cumpărăm stup și mai punem, o să facem aici o mare, mare stupină. Loc de stupi, loc de money, așa, dacă înțelegeți. Bun. Bine, bă, stupină, hai că ușa este închisă în spate acolo, cheia e la mine, n-are cine să intre acolo. Hai. Te salut. Gata. Gata, bă, băieți. Oh, ia uite, bă, era să dau un pom. Era să dau un pom cu ochii și cu gândul la stupi. Așa, ușor, ușor aici, ușor. Bun. Gata, bă, băieți. Cam așa a stat treaba aici. Stupina e acolo, da, ce să mai, cum se mai vede nimic. Și cine știe, deci dacă o să fie cazul că mai am prieteni care sunt apicultori, din ăștia care se ocupă numai cu stupi. Uite, și pe aici ar fi mers niște stupi. Deci și pe aici ar fi mers puși niște stupi. Mamă, dar asta era locul perfect. Ăsta era locul perfect. Doar imaginați-vă că aici în fața voastră sunt șiruri de stupi. Ei, nu exact până în capăt, dar nu. Șiruri de aici până, uite, colea. Deci ar fi foarte frumos. Deci chiar ar fi frumos să avem și noi stupi. Așa. Și cu transportul, dacă este... Știți ce? Avem cu ce să-i transportăm. Avem cu ce să-i transportăm. Îi punem în mașină. Îi punem în remorcă. Îi punem în tractor, în combină, oriunde. Avem loc. Deci putem să-i transportăm, că avem posibilități. Așa. Dar cine știe, o să mai cumpăr. Deci eu vă spun de acum că o să mai cumpăr niște stupi. Că până la urmă nu se întrețin greu. Deci stupii, mai ales când sunt aici, mai duci așa din când în când ca să vezi despre ce mai e vorba pe acolo și să schimbi, să iei mierea. Dar în rest se descurcă, sunt vietăți până la urmă, se descurcă singure. Așa. Deci eu așa vă spun că o să mai cumpăr niște stupi. Și tot prin zona asta pe aici, că e zona perfectă. Și în anii trecuți au fost niște stupari. Niște stupari, da, stupari. Care erau veniți din Anglia. Deci vă dați seama, din Anglia erau veniți până aici. Oricum nu au venit înspre, deci nu au venit neapărat doar pentru stupi. Nu, ei aveau pe aici niște firme. Aveau niște complexe, tot de agricultură erau și ei aici. Așa. Și au venit și cu niște stupi și au stat, deci au stat, cred că anul trecut și au plecat, deci cam anul trecut au plecat și ei înapoi în Anglia, dar oricum nu s-a destrămat aici, nu s-a distrus compania, nu, încă mai au stupi, doar că nu mai sunt în zona asta, i-au luat și i-au mutat mai unde, s-au mutat ei cu complexele, cu fermele, cu toate ce au avut ei acolo, așa, dar treaba este că au venit străini și au stat o grămadă de ani la noi. Exact în pădurea aia, deci exact în pădurea aia au stat, așa, și treaba este că au făcut, au avut succes, cum s-ar spune, deci au avut succes, a mers munca cu stupii, chiar a fost locul perfect pentru așa ceva, și dacă ei au putut, eu de ce să nu pot până la urmă, deci cam așa, asta ar fi părerea mea. Păi băieți, cam ăsta a fost videoclipul, da, cam ăsta a fost, am luat stupina, am dus-o, am plasat-o tot ce a trebuit și cine știe, poate în episodul următor o să mai iau niște stupi. Cine știe, dacă strângem like-uri suficiente, asta înseamnă că mai vreți. Așa că cam asta a fost videoclipul, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să rupeți butonul ăla de like, să vă abonați și, bineînțeles, să apăsați pe clopoțel, să primiți notificare de la toate videoclipurile care o să urmeze pe canal. Eu am fost Andrei și până în episodul următor, vă salut! Da, aveți grijă de voi.